Bună dimineața și bine v-am găsit la podcastul nostru Hope for Mind and Soul. Gazda dumneavoastră, ca de obicei, Gabriela Bondoc, medic psihiatru și psihoterapeut, și astăzi am o invitată specială, de data asta, din grupul de oameni care din colegi s-au transformat în prieteni. O am astăzi alături de mine pe Luminița Băltărețu, psihoterapeut. Bine ai venit, Luminița! Bine te-am găsit, Gabriela. Mă bucur mult să o avem astăzi pe Luminița alături de noi și o să vorbim despre felul în care anxietatea și depresia se exprimă în corp, felul în care folosim terapia specifică adresată corpului pentru a reuși să deblocăm simptome și să reușim să lucrăm și să scăpăm de aceste simptome fizice. O să vedeți că aceste tehnici care sunt adresate corpului fac parte și se regăsesc în multe forme de psihoterapie. Fără de ele rămânem cumva într-o formă de terapie doar pe jumătate făcută. Avem nevoie să lucrăm și la blocajele de la nivelul corpului. Vă spun așa doar câteva lucruri care să vă atragă atenția și să rămâneți alături de noi să ne ascultați. Dar revenind un picuț, trebuie să o și cunoaștem mai bine pe Luminița și o să rog frumos să ne povestească despre ea. O altă poveste foarte frumoasă de viață, Luminița, cu multe schimbări și multe întorsături. Cum ai ajuns terapeut? Am pornit pe drumul ăsta acum 12 ani, după ce inițial aveam altă formare, făcusem ASEU, lucram în companii, am construit și un salon de înfrumusețare. Deci ești și antreprenor. Și antreprenor, da. Îmi place mult să construiesc. Da, nu ești singura. Da, asta ne apropie în mare măsură. Bineînțeles că am fost și eu la terapie și am fost întotdeauna fascinată de cum ajung oamenii să gândească, cum ajung oamenii să înțeleagă anumite lucruri. Și am descoperit acum 15 ani Școala Ascultă Corpul, care mi-a rezonat așa foarte puternic și am început încet pe drumul ăsta. Nu e o formare foarte cunoscută în România? Nu, din păcate nu. Este, în schimb, cărțile care vorbesc despre rănile emoționale și cum să ne ascultăm corpul sunt foarte cunoscute. Asta m-a atras. Am decis să încep această formare, am fost în străinătate ca să o fac, pentru că la noi nu era posibilă. Și încet, încet am fost din ce în ce mai convinsă de faptul că în corp avem foarte multe răspunsuri. Și că îl putem folosi pentru că e cel mai la îndemână ca să-l folosim, ca să ne înțelegem mai bine și ca să ne vindecăm prin corp. Ok, avem această formare și noi două suntem colegi la analiză tranzacțională. Analize tranzacționale, da, pentru că apoi am făcut facultatea de psihologie și am început formarea și m-am și format în analiză tranzacțională ca și tine. Și nu numai atât, sunt formată și în DBT, în cadrul clinicii. Da, așa este. Avem și această pasiune în comun și sper să o extindem. O să înceapă acum o nouă serie de formare. Dar dincolo de lucrul ăsta, mă bucur cumva ca oamenii să aibă parte de terapeuți, de oameni invitați în aceste emisiuni care să le arate că e loc de mai multe cariere în viață. Vorbeam și cu Daniela Andronache acum câteva podcasturi legat de faptul că ea e practic la a treia carieră. Și dacă ne-ați ascultat podcasturile, puteți să numărați câți dintre terapeuții care au fost invitați până acum în emisiunile noastre au avut ca primă facultate orice altceva decât psihologie, în general facultăți economice, cu cariere în domeniul economic și uite și cu cariere în business, cum e exemplul tău, Lumi. Ok, mulțumesc. Și practic acum le faci pe amândouă, faci doar terapie, cum e organizată viața ta? Le combin. Lucrez foarte mult în terapie în cabinet. Chemarea mea este de terapie individuală, pentru că așa pot să fiu aproape de om, să-l ascult și mai particip și la grupuri. Intenția mea este să organizez și niște grupuri de dezvoltare personală. Super! Mulțumesc foarte mult și abia aștept să le anunțăm și să le promovăm grupurile astea. Revenind un picuț la tema de astăzi, știu că am vorbit despre ea de mult cu tine, că vrem să facem această emisiune împreună ca oamenii să știe exact cum să-și folosească semnalele din corp pentru a, cum spuneai și tu, a te cunoaște mai bine, a te înțelege.
Am vorbit până acum în podcasturile noastre foarte pe larg despre ce înseamnă anxietate și ce înseamnă depresie și astăzi o să încercăm cumva să vorbim cu Luminița și să ne explice ea cum putem să tratăm aceste simptome, pentru că atât anxietatea cât și depresia se exprimă extrem de intens în corp. Și aș vrea un pic să facem așa un cadru teoretic al acestei problematici. Când e vorba de anxietate, anxietatea este cel mai mare mimetic. Avem cumva peste 150 de feluri de boli pe care le putem lega de anxietate. Fie că anxietatea mimează boli, da? Practic anumite dureri musculare, anumite palpitații, anumite tremurături nu sunt nici cardiovasculare, nici neurologice, ci sunt expresii ale anxietății. Dar anxietatea și patologia legată de anxietate se poate exprima inclusiv în feluri foarte greu așa de înțeles la început. Am avut de-a lungul carierei oameni care au venit fiindcă nu mai puteau să vorbească sau nu mai puteau să meargă foarte bine sau nu mai aveau forță în mâini și toate aceste investigații, pe măsură ce au făcut zeci de investigații, au ajuns cumva la concluzia că vorbim acolo de o simptomatologie depresivă și sigur că așa a început istoria psihoterapiei, nu? Cu oameni care aveau simptome fizice de neînțeles pentru restul medicinii. Vreau cumva ca atunci când aveți simptome de anxietate să mergeți întâi la celelalte specialități. Psihiatria să fie ultima, specialistul de sănătate mentală e o parte integrantă din această echipă, dar e bine să faceți absolut toate investigațiile aferente înainte, cardiologie, endocrinologie, neurologie, uneori e nevoie și de un tomograf sau de un RMN cerebral sau în alte secțiuni ale corpului. Pentru că, într-adevăr, anxietatea se poate exprima în diverse feluri și la podcastul de anxietate, dacă țineți minte sau puteți să îl reascultați, vorbeam cu invitata mea de atunci despre un caz care pentru mine a rămas celebru. Am avut o pacientă pe vremea când lucram în spital care s-a operat de 7-8 ori pentru abdomen acut chirurgical. Asta înseamnă niște dureri atroce la nivelul abdomenului care au speriat pe medicii de gardă gândindu-se că are cine știe ce sepsis sau cine știe ce problemă abdominală și au deschis-o și n-au descoperit nimic pentru că ea avea aceste dureri abdominale legate de simptome psihologice după niște conflicte pe care le aveam în familie și a durat vreo 2 ani de terapie să ne dăm seama cam care este legătura și să reușim să le tratăm pe măsură ce ea a înțeles că este o problemă psihologică și simptomele au început să se remită și încet, încet, evident, nu s-a mai operat de atunci și sper că este bine sănătoasă și în momentul ăsta. Cum e pentru tine? Cum ajung la cabinet simptomele astea atât de variate ale anxietății? Mă bucur că ai subliniat necesitatea investigațiilor organice ca să excludem orice patologie organică. Ceea ce știu este că durerea, orice durere fizică, este de fapt, semnifică o durere emoțională foarte intensă, ceea ce ajunge în corp la durerea fizică. Și atunci, pornind de la principiul ăsta că avem nevoie să ne folosim de simptomatologie pentru a merge în profunzime și să vedem ce conflict este în interior, ce durere emoțională, ce convingere generează conflictul intern și să nu ne speriem. Deci asta e ideea. Noi suntem foarte, foarte speriați de senzațiile pe care le avem. Ne tulbură, ne anxietează senzațiile fizice pe care le avem. Și dacă reușim să schimbăm perspectiva în a ne uita, în a asculta ce vrea de fapt să ne spună o senzație, ce impuls avem, ce tulburare simțim în interior și să reușim să stăm cu ea, să nu mai privim, să nu dorim să dispară, da? Să ne uităm întâi, să o ascultăm, e greu, știu că e foarte greu să facem lucrul ăsta, dar asta înseamnă să ne uităm la cauze. Ca să recapitulăm așa un pic până acum, sunt o multitudine de simptome fizice, nu numai dureri, ci simptome care seamănă cu cele cardiovasculare, deci cu cele care țin de circulație și de funcționalitatea inimii. Sunt simptome care seamănă cu cele neurologice, se modifică felul în care simțim, felul în care ne coordonăm, felul în care simțim cumva că funcționează creierul, avem simptome
gastrointestinale, aceste tulburări care sunt la nivelul abdomenului de vari feluri, de la modificări de tranzit până la diverse dureri, înțepături, crampe și așa mai departe. Avem dureri la nivelul toracelui și simptomatologii respiratorii, tot felul de înțepături, mă ține în spate, nu pot să respir, nu am aer, mă sufoc. După ce le investigăm, toate aceste simptome pot să fie, de fapt, exprimări la nivelul corpului ale unor probleme psihologice, care însă, pentru a putea să le înțelegem, trebuie în primul rând să nu fugim de ele. Asta este primul pas pe care să-l facem, să nu fugim de ele. Și ne uităm și apoi cum le descifrăm. Ce zice teoria asta despre ascultă-ți corpul? Care e frame-ul ei de referință? Pornim exact de la senzațiile corporale, da? Și ne uităm la ele, le descriem. Uh-huh. Ce simțim, de când, cum ne face asta să trăim situația respectivă. Adică faptul că am dureri, faptul că simt arsuri, faptul că nu pot să fac anumite lucruri, cum mă face să trăiesc lucrul ăsta? Mă simt neliniștită, mă simt agitată, mă simt furioasă. Cum anume trăiesc emoțional senzațiile astea fizice? Pentru că apoi să mergem în intuitiv într-o anumită situație sau cu o anumită persoană în care trăim toate senzațiile și emoțiile respective. Deci căutăm contextul care... Căutăm exact contextul care... E legat de apariția simptomului. Da, care trezește în noi aceste senzații și aceste emoții și apoi investigăm ce anume ne împiedică să facem toate senzațiile respective. Adică cumva senzația aia ne oprește de la ceva. Da, ne oprește de la ceva. În a face ceva, lucruri pe care de fapt ni le dorim. În a face ceva, în a avea ceva, poate o stare de liniște, poate relații, poate mai multă încredere în sine. Deci astea sunt nivelul dorințelor noastre. Și apoi ajungem la nivelul nevoilor. Ce anume? Faptul că nu pot să fac, nu pot să am un anumit lucru, mă împiedică să fiu. Cum anume, de fapt, mi-aș dori eu să fiu? Și nu pot să fiu pentru că am toate aceste limitări. Și atunci ajungem la niște nevoi esențiale ale ființei noastre, care, de fapt, sunt blocate de o anumită teamă. Pentru că ajungem la teama că dacă am face ceva, dacă am face lucrul respectiv, dacă am fi într-un anumit fel, am deranja, am supăra persoana respectivă, contextul respectiv și atunci facem legătura între toate aceste elemente și vedem, de fapt, ce anume credem că nu putem să facem, nu putem să fim pentru că am deranjat, pentru că am supărat, pentru că am fi respinși, pentru că am fi abandonați într-o anumită situație. Și ne reîntoarcem la tema de data trecută. Am vorbit acum două podcasturi despre felul în care fobia semnifică, practic, o deplasare. Vorbeam cu Daniela Andronache. În psihanaliză vorbim de acest concept al deplasării, da? Când nu ne putem asuma o anumită trăire, un anumit conflict, o anumită poziție față de lume și viață, ajungem să o exprimăm temându-ne de ceva alternativ. Din punctul ăsta de vedere, simptomele fizice, când e vorba de anxietate, de depresie, dar în general orice simptom din acesta fizic, care îl încadrăm de obicei la tulburări conversive sau la tulburări psihosomatice sau la somatizări, la tulburarea de somatizare, ajungem să căutăm într-un fel similar, da? Corpul vorbește în locul nostru despre un conflict pe care nu suntem cumva sau un afect pe care nu suntem încă pregătiți să ni-l asumăm conștient. Și din acest motiv, perspectiva este de a îmbrățișa o manifestare fizică, o afecțiune, pentru că noi primim semnale de la corp de-a lungul timpului. Deci avem semnale că ceva ne doare, ceva ne deranjează, dar le ignorăm. Până când ajunge să ne vorbească mai tare printr-o afecțiune mult mai gravă. Deci avem tot interesul să luăm în considerare toate aceste manifestări fizice, ca să vedem ce se ascunde în spatele lor. Și dacă n-ar fi ele, deci dacă reușim să privim lucrurile așa, dacă n-ar fi aceste simptome, noi n-am fi în contact, nu ne-am uitat la cauza lor. Nu ne-am uitat la cauza conflictului. Din punctul ăsta de vedere, am un fel de a le explica pacienților sau clienților mei lucrurile astea, le spun ok, o să ajungeți să le mulțumiți anxietății sau depresiei pentru că vă trage, e ca un copil care te trage de pantalon sau de fustă și nu te lasă în pace până când realmente nu te concentrezi pe cauza care îl supără pe acest copil imaginar.
ne obligă practic să fim atenți la niște procese psihologice pe care până în momentul în care apar aceste dureri, aceste simptome fizice, le ignorăm. Înțeleg cumva că sunt similitudini între teorii. Bineînțeles, bineînțeles. Asta mi se pare mie fantastic, că tot ce am învățat până acum în diferitele orientări vorbesc de fapt despre același lucru. Este un limbaj diferit de a ajunge la aceleași cauze. Așa este. Iată că cumva instinctiv amândouă vă povestim să abordați simptomele fizice când suntem siguri că este vorba de o cauză psihologică într-un fel diferit, și anume, în loc să vă orientați sau să vă axați pe cum scap cât mai repede de acel simptom, să tragem mai adânc în piept, să-l lăsăm să fie și să vedem, ok, ce semnifică, ce simbolizează, în ce context apare, pentru a reuși cumva să ajungem la ce nevoi și ce dorințe sunt acolo ascunse de desubt, ce problematici vechi, pentru că de obicei corpul vorbește în locul nostru când mintea nu e pregătită, nu-și dorește sau din vari motive a ajuns la concluzia că nu-i tocmai momentul să exprime acel conflict. Din păcate însă sunt unele aspecte care sunt atât de importante pentru funcționarea noastră încât aproape că, repet, ajungem să le mulțumim acestor dureri că ne atrag atenția pe blocajele astea. Cred că oamenilor însă le-ar fi mai ușor să înțeleagă dacă am venit cu un exemplu. Ai o clientă în minte care are o problematică similară și deja ați descoperit cauza, sigur, nu vorbim cu nume, prenume și detalii personale. Da, am o clientă care are o problemă cu o necroză a șoldului. Și am început să investigăm direcția asta și punându-i toate aceste întrebări, a ajuns la un moment în trecut în care, ea fiind așa foarte dornică să susțină, să ajute, pentru că e o persoană foarte, foarte activă în sensul ăsta, în a-i ajuta, în a-i susține pe ceilalți, a avut o colegă de serviciu care a locuit la ea o anumită perioadă și cumva ea invadat spațiu. Ea, neputând să pună o limită în situația respectivă, a ajuns să se simtă sufocată. Asta spunea, că mă simt sufocată de această persoană, nu pot să-i spun nu, nu înțeleg cum de nu reușește să vadă că nu pot să fac mai mult, că e prea mult pentru mine. Și a ajuns apoi la nevoile ei pe care îi le limitează această problemă fizică și la faptul că s-ar simți, de fapt, nepăsătoare în fața nevoilor celorlalți. Deci asta este, de fapt, concluzia pe care ți-o arată această simptomatologie, faptul că ți-e greu să te accepți ca fiind nepăsătoare. Ți-e greu să accepți situația respectivă. Deci, cumva, ajungi să fii nepăsător față de nevoile tale, fiind mult prea implicat în nevoile celorlalți. Și ajungi, cumva, să nu poți accepti că uneori e prea mult să te implici, da. Nu știi să pui limite și atunci, fugind de aoleo, dacă pun această limită, ar însemna cumva că sunt nepăsătoare, sunt egoistă, da, da. Atunci ajung cumva să internalizez simptomul ăsta, să internalizez conflictul ăsta interior și să devină o problemă, iată, una foarte gravă din punct de vedere de sănătate, da. Deci calea spre vindecare ar fi să accept ca în unele momente să pot fi nepăsător cumva față de celălalt. Deci un nu spus celuilalt, până la urmă, e un da spus mie. Ce frumos! Da, în care, în anumite situații, învăț să pot avea mai multă grijă de mine, pentru că nu pot să fac diferit. Sigur, trebuie să ajungem la o cale de echilibru între a-i ajuta pe ceilalți și a ne ajuta pe noi a avea grijă și de nevoile noastre. Îmi vine acum în minte o alt fel de a explica acest gen de simptome fizice. Am avut mai de mult un client care avea foarte, foarte multe simptome de sufocat. Nu poți respira, oarecum destul de clasic, felul în care se exprimă de obicei atacurile de panică. Și întotdeauna când e vorba de simptomele unui atac de panică, chiar dacă ele sunt, să zicem,
clasic descrise destul de asemănător, fiecare om e diferit. Și întotdeauna e foarte utilă întrebarea, de ce dintre toate simptomele, din cele 150 de feluri de boli pe care anxietatea le poate mima, de ce eu am acest simptom și nu altul? De ce la mine este cu sufocare și la ceilalți sau la altă persoană care are tulburare de panică este cu amețeală? Sau cu senzația de tăiat picioarele. Și în cazul acestui client, sufocarea lui a apărut și era legată de felul în care tatălui, cu pneumonie, i s-a sfârșit în brațe, nemaiputând să respire, în drum spre spital. Și atunci, sigur că, practic, de fiecare dată când el se simțea în pericol, când simțea că familia ar putea să pățească ceva, când exista o problemă în mediul lui familial, simptomul era foarte asemănător cu ceea ce nu reușise să internalizeze, se simțea încă foarte vinovat, că n-a putut să-și salveze tatăl, se simțea înfricoșat de tema morții, sunt mai multe aspecte acolo. Dar cumva vă dau câteva exemple, să zicem, mai ușor de înțeles, în felul în care, din punctul meu de vedere, există întotdeauna o simbolistică în simptom. La un moment dat citeam despre teoriile psihosomatice și acolo există două feluri, o teorie care mi-a plăcut pentru că mi s-a părut foarte logică. Există două feluri de a căuta simbolistica unui simptom fizic. Prima, care spune, ok, dacă mintea are un conflict psihologic, o tensiune psihologică, care practic nu sunt pregătit să o conștientizez și o trimit în corp, să vorbească corpul în locul meu, se va duce în locul unde am organul cel mai deficitar. Na? Fiecare dintre noi avem o anumită structură genetică și dacă eu, să zicem, în familie sunt predispus la boli cardiovasculare sau am niște predispoziții către afecțiuni, cum am eu, de exemplu, un țesut conjunctiv de proastă calitate și am tot felul de dureri la nivelul articulațiilor, se va duce către acele organe care sunt mai slabe, din punct de vedere genetic. Și mai există o altă teorie care spune că se va duce către organul simbol. Da? Către acel organ care practic simbolizează, cum ai spus și tu, că întotdeauna dacă te întrebi ce mă împiedică sau de la ce... Ce fac cu... De exemplu, dacă am o problemă la mâini, ce fac cu mâinile? Ce nu pot să fac cu mâinile având problema asta? Cu picioarele? Ce mă împiedică să merg într-o anumită direcție? Da? Vocea, gâtul? Dacă n-aș avea problema, ce ar ieși? Da. Da, din gât. Eu am această și folosesc frecvent cu clienții mei această teorie care spune că puteți căuta o cale foarte simplă de a înțelege, de a avea o minimă înțelegere despre cam care ar putea să fie conflictul, dacă traduceți foarte în concret. Noi avem diverse expresii în limba română, în felul în care avem aceste simptome fizice. Cum ar fi, de exemplu, mi s-au tăiat picioarele. Da? Amețesc că mi s-au tăiat picioarele. Și încercăm cumva să transformăm mi s-au tăiat picioarele în ok, ce vrea să zică? Mă doare inima, îmi pleznește capul. Ok. Și aceste feluri ale limbii române de a exprima un simptom fizic au o... Na, vorbesc de sute de ani de folosire, de mii de ani de folosire ale limbii române, au în ele ascuns întotdeauna înțelesul. Și e destul de ușor să înțelegem că atunci când împleznește capul de durere, e ușor să ne gândim, ok, aș putea să fiu furios. Da? Pentru că e ceva care îmi pleznește sau mi s-a pus un nod în gât și îmi stă în gât însemnând ok. Sau ce nu pot să înghit, ce mi-e greu să diger, ce mi-e greu să... Exact, da. Exact. Sau când e vorba de foarte mulți clienți cărora le este frică să-și piardă controlul, își exprimă această frică de a pierde controlul, de a nu mai avea stăpânire, de a nu mai fi sigur pe ei, prin mi se taie picioarele. Da? Și senzația de amețeală exprimată în acest fel poate să ne ducă cu gândul la această pierdere a controlului. Și de aici înțeleg, Luminița, că și tu lucrezi într-un fel da, foarte similar. Da, da. Chiar, uite, mi-amintesc acum de un alt client care făcea frecvente atacuri de panică și foarte hotărât să lucreze, să conștientizeze, avea și probleme de spate, începuse să facă fizioterapie, își făcuse toate investigațiile fizice, nu reușea să ajungă la o concluzie. Și lucrând foarte dedicat în a descoperi cauzele, a ajuns să înțeleagă că, de fapt,
se simțea blocată în a exprima. Deci în copilărie nu îndrăznea să exprime furia, tocmai din teama de a pierde controlul. Pentru că asistase la niște discuții care l-au blocat în a-și exprima controlul, în a-și exprima emoțiile. În spatele lor, deci, era și frică și era și foarte multă furie. Și acum a ajuns să fie conștient de furia lui, pentru că, de fapt, asta genera atacurile de panică. Da? Era teamă și în locuri închise, vroia să ajungă foarte repede într-un loc de siguranță, acasă, nu putea să meargă cu mașina. Deci avea foarte, foarte multe manifestări la nivelul ăsta și lucrând și uitându-se cu mai multă curiozitate și înțelegere la simptome, a ajuns să rezolve problemele astea. În felul acesta folosim corpul și încercăm să interpretăm și să simbolizăm ce se întâmplă în el pentru a putea să înțelegem conflictele psihologice din spate, nevoile neîndeplinite, dorințele neasumate și nevoile care au rămas acolo în spate și care se exprimă prin corp și ne fac încet încet să le luăm în considerare. Vorbeam săptămâna trecută despre felul în care depresia presupune o mare oboseală uneori, o mare lipsă de energie, de tulburări de apetit, de tulburări de somn. Dar mai este un aspect pe care aș vrea să-l menționez legat de depresie și anume, pe lângă acea arhicunoscută senzație de oboseală, există și o foarte frecventă creștere a durerilor. Practic, de fiecare dată când suntem deprimați, ne putem da seama că este ceva în neregulă cu corpul și cu mintea noastră dacă se întâmplă în viața noastră o sumedenie de dureri. Dintr-o dată corpul nostru începe să aibă tulburări la nivelul pielii, tot felul de eczeme. Pielea este organul nostru cel mai psihosomatic. Asta înseamnă că dacă este să avem o problemă psihologică, foarte frecvent se va exprima la nivelul mucoaselor și la nivelul pielii. Și, sigur, acest lucru este cunoscut atât de imunologi cât și de dermatologi care vă vor întreba de factori de stres, de lucruri care vă supără de fiecare dată când vă veți duce la ei cu diverse erupții care nu sunt infecțioase, evident, sau diverse eczeme sau modificări la nivelul imunității mucoaselor. Ori de fiecare dată când descoperiți o scădere a imunității persistentă, cu tot felul de infecții și deranjamente, ba mă dor, ba fac infecții urinare frecvente, ba fac infecții în zona gurii frecvente, ba răcesc așa de des încât nu știu ce se întâmplă cu mine, după ce investigăm planul somatic, da, verificăm vitamine, verificăm alte boli fizice, gândiți-vă întotdeauna dacă această scădere a imunității, mai ales la zonele de intrare în corp, ar putea să aibă vreo legătură cu factori de stres, cu suferințe prelungite, cu lucruri care vă supără de multă vreme și nu aveți răgazul să le ascultați. Și am în minte, ca să înțelegeți mai ușor, am în minte cazul unei cliente care are, da, de la o vreme încoace, numai necazuri medicale. Tot felul de eczeme la nivelul pielii, tot felul de erupții cutanate, nu mai reușește să doarmă, are tot felul de dureri, ba în spate, ba la picioare. Iar în situația ei, ea este singura sursă de venit a familiei de foarte mulți ani. Soțul nu lucrează, are tot acest stres al copiilor, al finanțelor, al îngrijirii casei pe umerii ei de ani de zile. Și nu vorbim de un an, doi, ci despre 10. În această situație în care ea nu se poate opri, pentru că nu are, ok, și dacă se oprește și spune nu mai pot, nu e ca și cum cineva, o zână magică o să vină și o să spună, fată dragă, odihnește-te că meriți. Ci ea trebuie să continue și sunt sigură că foarte multe femei și cu siguranță sunt și bărbați, se pot regăsi în acest soi de exemplu în care trebuie să continui fiindcă viața ți-o cere, trebuie să duci în spate suferințe prelungite, fie boli prelungite, fie necazuri prelungite și nu ai cum să-ți asumi, mie nu-mi place, mie mi-e greu, mie mi-a ajuns, eu aș vrea să, da, să fiu bolnav și să aibă altcineva grijă de mine cum am și eu grijă de ceilalți. Și atunci corpul nostru vorbește prin
aceste simptome de epuizare, prin această scădere generală a imunității. Vorbește despre felul în care corpul și mintea au trecut dincolo de epuizare. Pentru că această clientă a fost epuizată și obosită acum 5 ani. Acum a intrat pe modulul, eu îi spun, modulul de datorie. Tot dăm de la noi și dăm și dăm și dăm dincolo de punctul la care mai avem de unde și vine nota de plată. Da, și ajungem să mergem pe pilot automat, să funcționăm pe pilot automat și eu m-aș uita la trebuie asta. De fapt, de ce? Cine spune că trebuie? Nu are nimeni cine să o ajute altcineva. Chiar, adică situația este de, așa, de asemenea natură încât nu numai că ea nu are cum să se oprească din a munci pentru că trebuie să-și întrețină familia, dar are și părinții în vârstă care... Sunt acele situații în care chiar nu ai de făcut. Măcar câteva momente de pauză, dacă și-ar putea acorda, înseamnă foarte mult. Deci îmi amintesc când erau copiii mici, deci 10 minute înseamnă foarte mult în a te opri 10 minute. În a avea grijă de tine 10 minute, în a face un exercițiu de relaxare 10 minute. Eu cred că asta... Cumva clienta a pornit pe acest drum, a început să ia, să meargă la medic, să ia antidepresive, să-și ia weekenduri de pauză, să scadă numărul de lucruri pe care și-l cere. Sper că se va merge și în terapie. Lucrurile sperăm că se vor schimba, dar îndrăznesc cumva să folosesc exemplul ei ca oamenii să conștientizeze că de multe ori în spatele unei insomnii vechi, al unor tulburări din sfera autoimună veche, în ale unor infecții repetate, recurente, cu scădere de imunitate. Deci la doctor și spui, doamnă, iar, ok, iar? Ce se întâmplă cu tine? Căutați, vă rog, depresia așa cum căutăm anxietatea când e multă gălăgie în corp. Când ne doare, ne înțeapă, ne sufocă, ne palpită și ne gândim la anxietate în spatele acestor simptome fizice după ce am eliminat, repet, toate celelalte cauze. Când e vorba de depresie, căutăm această suferință surdă, această retragere, această izolare în interior. Și de multe ori, acum că tot povesteam despre felul în care organele simbolizează suferința fizică, persoana despre care vă povesteam suferă de o uscăciune la nivelul pielii care înseamnă exact acest lucru. Este lipsită de sevă, este lipsită de putere, nu mai are de unde, da? Până și pielea s-a uscat, ca să zic așa, dar minte resursele emoționale. Și iată felul acesta în care transformăm cuvintele pe care le folosim ca să descriem simptome fizice în ceva ce ar putea să simbolizeze la nivelul abstract simptomele, ne ajută. Și încă un lucru, toate afecțiunile care se termină în ită au ca și cauză furia. Cistită, otită... Aici sigur că vorbim de inflamații. Itele înseamnă inflamații. Da, inflamații. Acum și... putem să vorbim despre legătura între furie și inflamații. Cu siguranță există un sindrom inflamator care poate fi legat de depresie și de anxietate. Știi ce? Mai degrabă de depresie decât de anxietate. Dar întotdeauna când e vorba de repetitivitatea celor infecții într-un anumit loc, cu siguranță merită să investigăm factori. Da, emoționali. Emoționali. Hai să vedem cum sunt exprimate alte simptome, alte lucruri când e vorba de ascultă-ți corpul dincolo de spectrul anxietății și depresiei. Mai sunt lucruri la care te gândești? Astea sunt sursele principale și cauzele principale și vin din frici și din teama de a nu fi ok noi, din foarte multă invalidare de sine, din foarte multă judecată de sine, din foarte multă critică pe care ne-o adresăm. Și atunci ajungem să ne retragem, ajungem să ne judecăm, ajungem să considerăm că nu suntem ok așa cum suntem. Asta înseamnă de fapt o lipsă de iubire de sine. Ajungem la iubirea de sine. Și cum o să fiu eu avocatul diavolului? Cum adică să ne iubim pe sine? Nu e asta o formă de egoism suprem? Nu zice biserica să nu te iubești pe sine? Spune, iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți, nu? Deci, în primul rând, ar trebui să ne iubim pe noi înșine. Și există foarte mare teama asta că suntem egoiști. De fapt, ce înseamnă să fii egoist? Ce ar însemna să fii egoist? Înseamnă să vrei ca celălalt să îți îndeplinească nevoile înaintea
nevoilor tale, da? Cumva înaintea nevoilor lui. Da, e cumva o impunere. Vreau ca tu să faci pentru mine. Asta înseamnă să fii egoist. Dar e o mare diferență între a fi egoist și a te iubi pe tine. Ok, deci am niște nevoi, sunt importante pentru mine, le negociez cu tine. Asta nu înseamnă că nu-ți dau atenție. Asta înseamnă că îmi dau atenție. Asta înseamnă că în situația în care, de exemplu, sunt prea obosit, da? Cum spuneai despre clienta ta. Ok, sunt atât de obosit acum încât am nevoie de această jumătate de oră de pauză. Mi-o dau eu mie. Și asta nu înseamnă că sunt egoistă. Și am înțeles că în America, deci simbolul psihologilor este masca de oxigen, nu? Deci asta e exemplul în care nu pot să am grijă de celălalt dacă n-am grijă întâi de mine. Deci n-am cum să fac lucrul ăsta. Încercăm cumva să vedem felul în care de fiecare dată când există o neiubire de sine, o critică excesivă la adresa propriei persoane, lucrul acesta poate fi, dacă vreți, un factor de stres care stă la baza foarte multor boli care sunt fie cauzate în întregime de factori psihologici, fie agravate de factori psihologici. Și aici o să încerc să țes o mică bucată de teorie care ține de o categorie diagnostică diferită de simptomele de tulburările de anxietate și de tulburările de depresie. Vorbim de tulburările de somatizare. Avem această categorie de boli care de simptome, fie neurologice, cum sunt tulburările conversive, fie gastrointestinale, cardiovasculare și așa mai departe, care sunt fie agravate de factori de stres sau de factori psihologici, fie cauzate în totalitate. Practic, simptomul fizic, el există. Oamenii nu și-l imaginează. Asta este un punct extrem de important, pentru că de foarte multe ori când auzim astfel de povești, rudele, prietenii spun: a, dacă e de la stres, înseamnă că de fapt nu te doare. Nu, durerea este reală, diareea e reală, crampa e reală, eczema e cât se poate de vizibilă, e reală, doar că corpul nostru este condus de sistemul nervos central și dacă în sistemul nervos central, în mintea, în sufletul nostru există un conflict, el se poate exprima inclusiv la nivel fizic și corpul reacționează. Și da, avem nevoie ca în terapie să mergem și să investigăm și acești factori psihologici. Repet, după ce ne asigurăm că tulburările noastre nu pot fi mai bine explicate de vreo boală fizică. Cam cât durează o astfel de terapie destinată, să zicem, unor simptome fizice? În câteva ședințe identifici cauza și apoi începi să lucrezi pe rezolvarea acestui conflict. Pentru că primul pas înseamnă să conștientizezi ce se întâmplă, care sunt cauzele, dar apoi durează să accepți că asta e o situație reală și să vezi ce ai de rezolvat în sensul asumării responsabilității pentru situația respectivă. Aici am nevoie să-mi dau un exemplu. Vorbeam despre clientul meu cu atacurile de panică, da? Ok, deci a înțeles care este sursa, care e cauza, faptul că nu s-a exprimat, faptul că i-a fost teamă să facă lucrul ăsta, faptul că e teamă să fie respins în relații dacă ajunge să-și exprime nemulțumirile. Și atunci, asumarea responsabilității este procesul prin care el înțelege că nu celălalt e de vină pentru că el nu poate sau părinții, pentru că au avut și ei limitele lor. Și atunci, pas cu pas, situație cu situație, ajunge să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce simte în momentul respectiv, pentru ceea ce are nevoie să exprime în momentul respectiv și să aleagă dacă poate sau nu să facă lucrul ăsta, astfel încât să fie în acord cu el. Deci să ajungă să fie în acord cu cine e, cu ce vrea el. Practic, cumva, dacă înțeleg eu bine, să înțeleagă că ceea ce face cu furia lui este în responsabilitatea lui și să facă alegeri conștiente. Da. E, aleg conștient să-mi conștientizez furia, aleg conștient ce fac cu ea, dacă o exprim acum, mai târziu, dacă negociez niște nevoi și cum. Da. Ok. Când durează un astfel de proces de schimbare? Când înțeleg că câteva ședințe ar trebui sau poate mai multe, la mine am avut clienți care au durat chiar niște ani până să ne dăm seama de unde vin, dar câteva ședințe, doar că procesul ăsta de modificare poate să dureze mai mult. Poate să dureze mult mai mult, da. Depinde de, și pot să vorbesc și despre cazul meu, deci mie mi-a luat ani de zile, cu toate că am conștientizat, cu toate că mi-a fost foarte greu să depășesc anumite bariere, da?
Deci e un proces personal care durează mai mult sau mai puțin în funcție de, cum să zic, resursele fiecăruia, de curajul fiecăruia de a se uita la sine, de a-și asuma niște pierderi, de a-și asuma niște modificări de personalitate, niște schimbări, uneori. Da, exact, niște schimbări. Și de comportament. Da. Așa este, pentru că noi, de fapt, aici revenim cumva la a vorbi un pic mai în profunzime despre ce înseamnă procesul de terapie. Practic, când e vorba de rezolvarea prin terapie a simptomelor fizice, nu dispariția lor este principalul obiectiv, ci înțelegerea cauzei psihologice care stă în spatele acelui simptom și felul în care trebuie să ne schimbăm noi pe noi înșine ca să reușim să modificăm acel simptom. Sigur că începe cu înțelegerea și cu acceptarea faptului că trebuie să mă schimb, însă procesul de implementare al schimbării, de a face altfel, de a mă exprima altfel în lume, altfel în relațiile cu ceilalți față de cum am făcut-o, să am mai multă grijă de mine, poate să însemne să spun nu, cum spuneai de multe ori, nu cerințelor din partea celorlalți, lucrul ăsta poate să dureze mult timp și astfel terapia corectă până la capăt a simptomelor anxioase și depresive nu e un proces de câteva ședințe, nu e un proces care se termină în 3 luni. Am înțeles bine, Luminița, da, nu-i așa? Da, și este un proces care sărbătorește fiecare pas, deci iau pe rând fiecare situație, fiecare persoană, fiecare comportament și depun energie în a-l rezolva, în a-l schimba. Ca atunci când faci curățenie, da? Te copleșește dacă trebuie să faci o casă întreagă și câteodată ești incapabil să faci, să treci la acțiune. Dacă e așa cu bucățica, lucrurile merg și asta înseamnă de fapt și iubire de sine. Să ai răbdare cu tine în procesul ăsta, să te înțelegi pe tine, să fii blând cu tine în procesul ăsta de schimbare. E foarte frumos. Iată, cumva aici suntem complementare, pentru că din punctul meu de vedere e extrem de important ca oamenii să înțeleagă că atunci când vorbim că vreau să nu mai am problemele astea de anxietate sau vreau să tratez depresia, presupune să fii de acord că asta înseamnă să faci schimbări. Să schimbi lucruri în viața ta, să schimbi felul în care tu te exprimi în viața ta, în lume, în societate. De foarte multe ori oamenii își doresc să se schimbe ceilalți, să dispară factorii de stres, dacă se poate, prin magie. Iar întotdeauna eu încep un proces de terapie spunând terapie e un proces al schimbării. Și practic, dacă agrezi că ai intrat într-un proces de terapie, agrezi cumva că da, vrei și accepti că trebuie să schimbi niște lucruri. Mi-a plăcut punctul tău de vedere că această schimbare durează și e nevoie să fii blând și iubitor. Și de asta îmi place mie DBT-ul, pentru că acolo este vorba exact despre echilibrul ăsta de a accepta, acceptare și schimbare. Acceptare și schimbare. Nu poți rezolva una fără cealaltă. Pentru cei care nu știu, și eu și Luminița suntem destul de pasionate de terapia dialectic-comportamentală. E o formă de terapie care are foarte mare succes, mai ales la persoanele cu severe probleme de reglare emoțională, cu oamenii cărora emoțiile lor le provoacă cele mai mari suferințe și zdruncinături. Și da, e o terapie a echilibrului între părți. Mulțumesc foarte, foarte mult, Luminița, pentru emisiunea de astăzi. Sper că v-a fost foarte de folos și că aveți o imagine un picuț mai clară despre felul în care, în loc să ne luptăm cu simptomele noastre fizice, le folosim ca să ne rezolvăm și să ne ajutăm procesul de înțelegere al simptomelor din mintea noastră. Ai ocazia să închizi. Îți mulțumesc! Da, deci, de fapt, despre asta e vorba, așa cum ai spus tu. Nu să ne luptăm, ci să ne împrietenim cu simptomele noastre fizice, ca să putem ajunge la cauze și să rezolvăm problemele. Mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine, Luminița. Ne revedem săptămâna viitoare. O să vorbim pe îndelete și despre tratamentul, dacă vreți, medicamentos al tulburărilor depresive. Dar până atunci vă reamintesc că ne puteți asculta pe toate canalele de podcast, pe Buzzsprout, pe Spotify. Ne puteți asculta inclusiv pe canalul nostru de YouTube. Suntem alături de voi cu informații pertinente și științifice despre tulburările noastre emoționale, pentru că fără înțelegere nu putem să avem grijă cu adevărat de sufletul nostru. O săptămână bună să aveți!